Problema patinoarului încă mai lunecă de data aceasta, însă dificultatea propriu-zisă nu se rezumă doar la locul destinat patinajului, ci la noi construcții pe care le planifică viceprimarul Cosmin Andrei. Intenția edilului l-a cam scos din pepeni pe directorul Direcției de Servicii Publice Sport și Agremente, Eugen Țurcanu, care la orele dimineții a venit la primărie pentru a clarifica această neînțelegere. În cursul zilei de vineri la Direcția de Servicii Publice Sport și Agremente, o adresă semnată de domnul, reformulez, domn tovarășul Cosmin Andrei, în care ne solicită să facem în parc o căsuță, o construcție ușoară din metal, tip casă, și o alee de câteva sute de metri cu niște bolți făcute din fier, ca să facă, nu știu ce, aranjamente de lumină. Obosit de discuțiile cu Cosmin Andrei, care n-au cam dat niciun rezultat, Eugen Țurcanu s-a adresat primarului Ovidiu Portariu. Fac pe această cale un apel la domnul primar, dacă îi mai pasă de botoșnieni și de banii publici, și de cei într-adevăr nicăjiți și amărâți pe care tot clamează el că îi apără, să nu aruncăm banii pe fereastră, să ne batem în joc de banii publici și să anulăm această șaradă și această mizerie cu patinoarul din parc și să-l mutăm la sala polivalentă pentru a avea condiții decente să schimbe copiii noștri. Fostul viceprimar susține că acțiunile lui Cosmin Andrei sunt ghidate de ambiție și nici de cum de intenția de a face un bine botoșănenilor.